Bine, v-am găsit la horoscopul de weekend, ultimul weekend de martie, cu o schimbare de oră, nu uitați lucrul ăsta, dar și cu o schimbare de zodie. În acest weekend, pe 26 mai precis, Mercur părăsește și el ultimul tur zodiacal, ieșind deci din Pești și mutându-se în Berbec, acolo unde deja soarele se află de duminică. Clar că din ce în ce mai mult o să simțim impulsul schimbării, al noutății, al noilor începuturi. Spuneam într-un horoscop anterior, cred că în horoscopul săptămânii, că tot o să se adune de acum înainte planete aici în Berbec. Soarele, iată, intră Mercur, în curând, mai peste lună și ceva o să intre aici Venus, apoi Marte, iar prin mai vine și Jupiter. Deci tot așa o să o ținem câteva luni bune de acum înainte, cu energie de schimbare, de noi începuturi. Că Berbecul asta înseamnă, ne îndeamnă la deschiderea unor porți, uși și să zbugim afară către altceva, alt aer. Primăvară de-a binele. Și cu Mercur acolo, Mercur de felul lui este o planetă adolescentină, primăvăratecă. Cam asta o să simțim. Un chef de mișcare, chef de alergare, de aer, de altceva decât înainte, după oboseala acumulată până nu de mult, că asta însemna Pești, sunt o zodie mai somnolent, așa, mai pasivă, mai degrabă zona Peștilor este o zonă de odihnă, de repaus, pe când Berbecul ce înseamnă? Deschideți, frate, ușile și zbughiți-o afară. Orice însemna asta. Schimbare de look, schimbare de atitudine, schimbare de regim de viață. E un moment excelent și cu Mercur acolo, numai cu Soarele, și cu Mercur acolo, să luați orice decizie de altceva și tot o să aveți șanse de noi începuturi. Echinocțiu a fost un moment de noi începuturi, puteți spune că și acesta este un moment de noi începuturi cu Mercur acolo, iar pe 1 aprilie va fi și luna nouă din Berbec. Și apropo de luna nouă, nu vă grăbiți deja la luna nouă de săptămâna viitoare, cât timp mai aveți luna nouă din luna martie. Sunt două filme care se completează foarte bine. Oracol scop de luna nouă, care se referă la luna nouă de pe 2 martie, după care, la mijlocul acestui ciclu, în preajma lunii pline, am venit cu al doilea film în completare, numit A venit timpul să. Puneți-le cap la cap în acest weekend, dacă tot aveți timp la dispoziție, și pregătiți-vă pentru noutate de săptămâna viitoare. Lună nouă și din punct de vedere calendaristic săptămâna viitoare și din punct de vedere al ciclului lunar. Bineînțeles, weekend fiind, vă amintesc că va apărea horoscopul săptămânii, dar tot o să înceapă să curgă horoscoapele lunii aprilie de acum încolo. Nu vor fi gata toate, bineînțeles, până în acest weekend. Până pe 31 tot am să postez, că știți foarte bine că asta e perioada în care postez horoscoapele lunii următoare. Dar aveți Astrodrama lunii aprilie și o grămadă de filmulețe despre această primăvară și despre luna aprilie. Revenim la acest weekend de energie mercuriană în Berbec. Până pe 10 aprilie, Mercur stă în Berbec și își lasă și el contribuția, și aduce și el contribuția la schimbări. Schimbare de look, schimbare de gândire, de mentalitate. Luați o decizie, o decizie de schimbare, orice înseamnă asta. Chiar și o mică un artificiu de noutate în casa voastră. Cumpărați-vă un obiect nou, o hăinuță nouă, un ceva, o carte nouă. Faceți ceva ce n-ați făcut un an de zile de data trecută când a intrat și Mercur aici. Când totdeauna tot ce ține de Berbec înseamnă realmente primăvară. Aduceți primăvara într-un plan al vieții voastre printr-o decizie de nou. Nou nu înseamnă a încheia ceva, nou nu înseamnă a pleca, ci să aduceți nou, efectiv, pe voi, schimbare de look. Doamnele, duceți-vă la coafor, la cosmetică, da, Berbecul ține foarte mult și de
aspectul fizic, bărbați, duceți-vă la sală, schimbați-vă regimul de viață, ceea ce se vede pe voi, hainele, machiajul, coafiura, atitudinea, e nevoie de un aer proaspăt, primăvărate, tineresc, realmente tineresc. Deci dați drumul la motoare din acest weekend să faceți ceva realmente de primăvară. Duminică vom avea și o conjuncție a lunii. Luna a avut în total și mai are încă 12 conjuncții pe parcursul lunii martie și o să mai fie câteva săptămâna viitoare, chiar multicele. Unele din ele chiar a doua oară au avut loc și la începutul lunii martie și unele se repetă, deci acum săptămâna viitoare, dar vom vorbi despre ele la momentul respectiv. Acum pe 27 vom avea o conjuncție dintre Lună și Pluto care dă profunzime, maturitate lucrurilor din viața noastră. Poate e un moment de conștientizare, de aprofundare a unei situații. Primim o lecție de la viață. Poate avem o întâlnire importantă care să ne răscolească, să ne dea peste cap din anumite puncte de vedere. Pentru alții poate fi un moment de afirmare. Nu este o noutate. Luna cu Pluto se întâlnesc de foarte multă vreme, de prin 2008 încoace în fiecare lună, deci nu este chiar o noutate. De aceea, hai să zicem că trecem peste acest eveniment și îl lăsăm pe Mercur la înaintare ca actor principal acestui weekend, odată cu intrarea și a lui în berbec, deschizând ferestrele primăverii realmente în viața noastră. Cam atât în acest weekend, nu uitați, deci va apărea horoscopul săptămânii viitoare, horoscoapele lunii aprilie de acum încolo și o grămadă de altele pe care le aveți la dispoziție. Chiar dacă o să fie un weekend cu o oră mai puțin decât de obicei, sper să vă găsiți timpul potrivit să stăm și un pic de vorbă pe această cale. Cam atât am avut să spun în introducere, intrăm în povestea de weekend, 26-27 martie și care pentru toți înseamnă acel suflu nou de care ziceam. Căutați-vă jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală și zodia ascendentă și hai să vedem cu ce ne îndeamnă și Mercur să aducem un plus de noutate. Voi berbecii, bineînțeles, cu soarele acolo de o săptămână de la echinocțiu și acum iată și cu Mercur care bate la ușa voastră, sunteți cel mai îndemnat la schimbare. Poate la voi deocamdată e o schimbare de decor. Realmente, de decor, schimbați ceva în casă. Poate unii chiar plecați dintr-o locație în alta, o mutare efectiv de casă sau o vreme a stat într-un loc și s-a terminat perioada de ședere acolo și e vremea să vă întoarceți acasă sau să plecați în altă parte. Pentru unii, poate vă gândiți să schimbați jobul realmente, jobul ca loc de muncă, nu neapărat ca meserie sau profesie. Alții simțiți nevoia să părăsiți un loc. S-a terminat povestea în acel loc, v-a obosit, poate lăsați în urmă o stare emoțională, poate lăsați un blocaj, poate lăsați o suferință pe aici pe acolo, dar abia așteptați să deschideți ușa și să o tuliți afară. Poate fi și un weekend excelent pentru o drumeție, o excursie, o călătorie efectiv, dar rolul ăsta este de respiro. Parcă evadarea asta pe care o decideți acum e aerul ăla proaspăt de care aveați nevoie. Vă simțeați pe undeva blocat, stagnant, sufocat, obosit, ca într-o capcană, ținut pe loc și apare șansa asta la orizont de a pleca unde vedeți cu ochii sau dacă nu e efectiv o plecare, atunci e căutarea unei uși prin care să evadați. Se deschide o ușă la colivie, de fapt. Undeva, într-un anumit plan al vieții, vă simțiți acolo închis într-o cutie. Și acum Mercur deschide capacul la cutie asta și vă dă o șansă de a pleca de acolo.
de și dintr-o relație, de și dintr-o afacere, de și dintr-o serie de datorii, de a părăsi un loc, orice însemna asta, dar e clar că ce lăsați în urmă nu mai puteați tolera, suporta, vă obosea. E un aer nou acolo la orizont, o lumină nouă se deschide în fața ochilor și aveți mari așteptări de la ce urmează. Dar deocamdată bucuria voastră este că ați putut părăsi finalmente acel loc. Taurii sunt plini de vise, scopuri, dorințe, dar deocamdată preferați să le țineți așa pentru voi, la sertar. Probabil o să începeți să vorbiți despre ele după ce se vor mai contura un pic, după ce o să faceți deja câțiva pași spre materializarea lor. Vă e teamă, poate așa, dintr-o vagă superstiție, să începeți să vorbiți despre aceste planuri. Și ziceți, ok, când voi fi pregătit, am să vorbesc. Adunați informații, adunați resurse, adunați tot ce vă trebuie și într-o zi, clar, veți face un pas în față și veți povesti lumii ce vreți să faceți. Că sună bine ce vreți să faceți. Visul ăsta se împlinește. Nu se știe cât de repede, dar se împlinește. Voi aveți încredere și adunarea acestor resurse, de fapt, vă asigură vouă succesul ăla cândva în viitor. Nu e o iluzie ce faceți voi acolo. Ați ieșit din faza de iluzie. Probabil până acum ați fost la faza de planificare, imaginație, fantezie. Da, până acum a apărut iluzie ceea ce visați. Ei, de acum spuneți, ok, bun, ia să trec la fapte. Ce să fac? Deși încă stați în planul 2 așa și pregătiți din umbră marea voastră lansare. Poate vă e frică să nu vă fure altul ideea, să nu fiți oprit din elan, să nu vină cineva și să vă taie tot cheful și sunteți debordant, creativ, mai bine zis. Sunteți precum un arhitect care vede o casă. Cândva casa aia va fi construită, dar sunteți arhitectul ăla care începe să traseze pe hârtie cam cum vede toate detaliile și sunteți foarte încântat, entuziasmat de ceea ce se naște deocamdată aici în mintea voastră. Din imaginație pornește totul, dar imaginația la voi a depășit faza visării. Deja treceți la faza proiectării. E altceva. V-ați imagina casa ca arhitect și acum vă așezați cumva cu foaia de calc în mână, în față și începeți să trasați liniuțele alea sau prima schiță a arhitectului pe marginea agendei. Și în curând, arhitectul ăsta o să înceapă să pregătească toate instrumentele, resursele, bugetul și tot ce vă trebuie. Arhitectul ăsta va apela la constructor și așa mai departe, până când visul ăsta, în curând, da, poate nu foarte repede, va deveni o casă de care să fiți mândru. Și când zic casă, nu la casă mă refer, ci casă ca o construcție, ca un mare plan al vieții voastre, dar în care investiți tot ce aveți voi mai bun. Gemenii sunt bombardați așa din multe direcții cu vești bune, cu noutăți, cu idei. Aveți gânduri mărețe și aveți mare încredere în aceste planuri pe care vi le faceți. Foarte tonic, entuziasmat, motivat să vă apucați de treabă. Ba chiar s-ar putea să aveți mai multe variante la dispoziție. Aveți opțiuni, aveți alternative. Ca și cum aveți mai multe planuri de vacanță. E un exemplu. Aveți mai multe planuri de vacanță. Și deocamdată nu știți să alegeți, că toate par foarte interesante. Se leagă totul, vin aspecte, detalii din toate părțile și e mult entuziasm acolo, multă energie vie, care s-ar putea să fie și foarte alimentată din jur, de alții, care vor și ei aceleași lucruri și vă dau apă la moară. Sunteți foarte motivat de ceva ce se vede la orizont, foarte atractiv, o schimbare de ceva, de lumină, de registru, de tonalitate în viața voastră și se nasc speranțe colosale
Asta e cuvântul, speranță. Dar la voi speranța e dublă față de acum câteva zile. Nu de mult n-aveați nicio speranță privind acel plan. Poate nici nu vă trecuse prin cap. După aceea a început să pâlpâie speranța asta. Ce-ar fi dacă? E, acum și cu intrarea lui Mercur acolo în berbec, speranța asta parcă dintr-o dată se dublează ca intensitate și o să crească, o să crească, o să crească, așa ca un aluat pus la dospit și într-o zi va deveni realitate, un dar, o răsplată, visul ăla împlinit. Ce-o fi însemnând? O relație care până mai ieri nu-i dădeați nicio șansă sau nici nu exista, a apărut așa hodorong tronc în viața voastră, după care a început să se contureze și acum o vedeți cum explodează pur și simplu. Bun, nu înseamnă că așa o să o țineți exponențial de acum încolo, 1, ori 2, ori 3 și așa mai departe. Nu, posibil după aia un pic să mai cadă, pe urmă iar mai crește, iar mai cade, iar mai crește. Cam așa o să fie visul ăsta al vostru în care investiți o adăugare de elemente încetul cu încetul, cine știe câtă vreme de acum înainte, până prin toamnă. Foarte posibil ca visul ăsta să tot mai capete conturi și ingrediente în plus. Nu se ridică peste noapte. Vor mai fi și perioade de repaus și perioade în care o să dați un pic înapoi, pe urmă iarăși crește, dar speranța e acolo. Trebuie să o alimentați, trebuie să-i dați oxigen acestei flăcări care o vedeți și voi cât de bine arde și abia așteptați să vedeți ce iese din energia asta atât de vie. Racii, voi sunteți deciși să faceți ordine. Sunteți un apărător al adevărului, al justiției, parcă luați sabia dreptății în mână și tăiați în carne vie peste tot. E, de fapt, voi ați prins, probabil așa, cu o caua mică pe cineva, o minciună care a fost demascată, o trădare, o înșelăciune, o greșeală, o intervenție nefastă a cuiva și nu puteți tolera situația respectivă. Poate chiar sunteți judecătorul suprem, poate sunteți deținătorul adevărului în această situație. Voi știți exact cum stau lucrurile. Și clar că dacă știți care e adevărul, nu o să-l acceptați pe mincinos să își păstreze poziția. Că s-ar putea cineva să fie obținut un avantaj pe căi injuste. Atâta-i trebuie, pentru că sunteți voi acolo și faceți o judecată foarte aspră, poate sunteți un pic agresiv, dar pe semne că cineva trebuie să-l pedepsească pe cel care a greșit. Ați demascat un mincinos, un fățarnic, un om care a umblat cu două fețe pe lângă voi și sunteți gata să-l eliminați din viața voastră, din planurile voastre, sau măcar să-i țineți un perdaf de la adevărat, ca un părinte aspru, ca un șef dur, să-i dați o lecție, clar, dar o dați cu legea în mână. Nu sunt nervi acolo, nu e agresivitate verbală, numai să vă aflați în treabă, ci spuneți lucruri pe nume ca un lider adevărat, ca un avocat al apărării pentru o cauză, o situație. Numai voi știți exact cum stau lucrurile. Și dacă tot l-ați prins pe celălalt că umblă cu cioara vopsită, sunteți pregătiți să-l muștruluiți, să-i țineți o lecție zdravenă despre adevăr, despre principii morale, despre toate astea și poate chiar aveți și o posibilitate de a-l pedepsi destul de aspru. Leul are o stare de emotivitate fantastică. Posibil să primiți niște vești și care vă răscolesc așa un pic. Vești cu conotații sufletești, emoționale foarte puternice. Bune sau mai puțin bune, pot fi și de unele și de altele.
Dar s-ar putea să fie exact motivația de care aveți nevoie. Veștile astea, cum or fi ele, calde sau reci, vă obligă să apăsați un buton de schimbare în viața voastră. Dacă n-ar veni veștile astea, lucrurile rămâne pe aceeași linie. Dar vine, sună telefonul, vă întâlniți cu cineva și vă dă acea informație care vă motivează. Veți lua taurul de coarne datorită acestei informații care ajunge la urechile voastre. Bun, poate fi și o informație cu iz ușor panicard. Un fel de avertisment, un fel de vezi că o să se întâmple cu tare lucru, dar tot motivația este acolo să vă apucați să faceți ceva, să învățați ceva, gen, absolut un exemplu, vă spune cineva așa în mare taină, vezi că se vor face disponibilizări la instituția noastră, mă rog, poate fi un colaborator. Și vă prinde așa într-un moment de vagă teamă, și începe să vă gândiți cum să vă pregătiți voi terenul, ori în caz că, într-adevăr, apar disponibilizări, ce să faceți în direcția asta, ori să vă mențineți poziția acolo. Deci veți trece la fapte, la acțiune, realmente, puneți, luați taurul de coarne și faceți o schimbare în viața voastră, ținând cont de zvonul ăsta, informația asta spusă așa în mare taină, umblă, ca și cum umblă o vorbă prin târg și asta vă motivează pe voi să luați niște măsuri. Să treceți la acțiune, să schimbați ceva, să învățați ceva, să pregătiți terenul, să ieșiți dintr-o zonă de pasivitate sau să ieșiți din zona aia de drop de sare. Vai, o să se întâmple lucrul ăsta. Da, ați aflat că s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta, dar asta nu vă face să stați ascuns sub pat, ci ieșiți de sub pat și vă duceți să pregătiți terenul ca atunci când o să cadă până la urmă drobul de sare, voi să fiți deja foarte bine pregătiți în direcția asta. Fecioarele, sunteți pregătite să vă aduceți contribuția la o relație, la o situație de tandem, de pereche, de lucru în echipă, voi și încă cineva. Poate e vorba de iubire acolo, poate e o relație care se înfiripă acum, dar nu se înfiripă foarte ușor. E nevoie de niște eforturi acolo. Până și iubirea trebuie susținută, întreținută. Și cum sunteți o fire foarte dedicată altora, parcă vreți voi să-i demonstrați persoanei care vă atrage de ce sunteți dispus să faceți pentru binele acestei povești de iubire, relații, ce-o fi acolo. Da, poate fi vorba și de o perioadă de servicii aduse jumătății voastre, vă demonstrați iubirea prin muncă, printr-un efort dedicat. Îi arătați celuilalt cât de responsabil sunteți, cât de asumat sunteți. Poate acum faceți o promisiune, vă preluați așa o sarcină de dragul celuilalt. Dacă persoana iubită are nevoie efectiv de ajutorul vostru, sunteți acolo trup și suflet. Preluați pe umerii voștri tot efortul celui drag ca să-i arătați că sunteți la bine și mai ales la greu împreună. Munciți la oaltă. Da, poate fi și o muncă efectiv în cuplu. Împreună faceți ceva. Dar asta vă leagă foarte bine. Munca, efortul ăsta în doi, susținut din ambele părți, probabil egal, de pe poziții de egalitate și nu neapărat de care e șeful și celălalt stă în căruță, mă rog, unul trage și altul primește roadele, nu-i vorba de asta, e o bună comuniune. Munciți unul pentru altul. E o activitate reciproc avantajoasă, cam asta este, servicii oferite unul altuia. Sau dacă abia acum se leagă o relație, normal că sunteți acolo prezent, imediat când vă cere persoana iubită să participați, acolo sunteți. Ba chiar dacă e o relație la început, știți cum e la început, totul e mult mai interesant. Duceți tot greu? Ceva de genul, vă duceți cu persoana iubită la cumpărături și
vă umpleți mâinile de toate sacoșele, deși voi puteți căra 4 sacoșe, nu, luați 6 ca să impresionați. Poate fi un efort de ăsta susținut prin care convingeți cât de mult doriți această relație, cât de dispus sunteți să construiți alături de cel drag. Se leagă frumos această relație, de orice natură ar fi, că e de iubire, că e de cuplu, că e de orice, se leagă având la bază aceste eforturi pe care voi vi le asumați cu dragă inimă. Nu e un efort, nu e o povară, vreau să spun, e asumare și seriozitate. Îi arătați celuilalt cât de mult sunteți capabil să faceți de dragul lui. Balanțele s-ar putea să aveți o ușoară dezamăgire în privința unei persoane care a promis cândva un ajutor, o susținere. Ați avut nevoie de ajutorul acestei persoane și v-a promis, acolo sunt, mă angajez să te susțin atunci când vei avea nevoie de mine. Și chiar acum se pare că aveți nevoie de această persoană. V-ați bazat pe susținerea sa, pe promisiunea sa, pe banii săi, în cazul în care era vorba de bani. Da, pe ceea ce a promis el că va face la un moment dat pentru voi. Și chiar astăzi, când ar trebui să valorificați acest ajutor, nu mai apare. Iar de unde nu-i? Tovarășul, coechipierul, susținătorul, cel care a promis marea cu sarea cândva, dă bir cu fugiții, caută scuze, nu mai poate, poate e chiar o situație care îl pune pe el în dificultate, nu poate să-și ducă la îndeplinire misiunea respectivă, parcă e blocat chiar el de altă problemă de-a lui personală, dar e o decepție acolo pentru voi. Tare aveați nevoie de susținerea asta, de sfatul lui, de ajutorul lui, de serviciul lui. V-a promis cineva că vă duce cu mașina undeva și i s-a stricat mașina. Vă strică vouă planurile, normal. Vă puteți aștepta, deci, la un blocaj total neplăcut din cauza faptului că ați depins de acest om. Da, era o dependență acolo. V-ați bazat în totalitate. O, mă duce el cu mașina, nu mai caut alta. Și vă treziți în mijlocul situației că trebuie să găsiți imediat o soluție nouă. Și poate apare. Poate apare de unde nici nu vă așteptați. E această schimbare de energie a lui Mercur din Pești în zona Berbecului poate deblochează situația aia. Poate nu de la aceeași persoană, la urma urmei. Dar s-ar putea de undeva să apară o salvare, o ofertă, o ușă nouă care se deschide pentru voi și să vă rezolve situația, dar cam în ceasul al 12-lea, așa, când aproape nu mai sperați, aproape nu mai credeați, aproape că ați renunțat, v-ați lăsat pe gubaș, gata, nu mai fac lucrul ăsta, când mi-au picat resursele, nu mai vine respectivul, nu mă mai ajută respectivul, că ați depins de el. Dacă ar fi fost o situație asumată de voi în totalitate, acum ați fi avut resurse. Bine ar fi fost să aveți un plan de rezervă în care doar voi erați cel care decidea totul, ducea tot greu și totuși v-ați bazat pe această persoană și acum v-a dezamăgit, dar norocul poate apărea din altă parte. Nici nu știți de unde sare iepurile și vă... și dacă tot sare iepurile, să aveți încredere că s-ar putea, dezamăgit fiind de situația respectivă și aproape că vă lăsați pe gubaș, să ratați o ocazie și să vă uitați la acest salvator care se ivește la orizont, să vă uitați cu neîncredere. Că voi ați așteptat din altă parte atâta participare și acesta nu-i. Scorpionul e obosit la sfârșit de săptămână, la sfârșit de lună, la sfârșit de tur zodiacal al lui Mercur, sunteți obosit. Și probabil oboseala asta o resimțiți într-o relație, poate chiar de dragoste. O relație de dragoste a ajuns într-un mic impas.
un blocaj acolo. Nu mai știți cum să gestionați o poveste. Problemă de comunicare, problemă de încredere acolo. Ați depus tot felul de eforturi să faceți relația asta să meargă, dar probabil s-au cam adunat acolo foarte multe emoții, decepții, supărări, poate și de o parte și de alta, nu doar de partea voastră. Și ieșirea acestui mercur de acolo din pești pentru voi este un fel de mică recapitulare a pașilor parcurși până acum în această situație, în relația respectivă. Să vedeți ce s-a întâmplat în ultima vreme. Că totuși finalul ăsta de poveste mercuriană e și un capăt de capitol. Ați ajuns la un final și urmează un nou început în curând. Și extrageți concluzia pentru nou început ținând cont de ce n-a mers în etapa anterioară. Poate aveți o discuție grea, împovărătoare, obositoare cu persoana iubită. Fiecare își deșartă acolo supărările, dezamăgirile, frustrările, blocajele, ce n-a funcționat și aveți și voi multe să spuneți, dar poate e necesară această eliberare de ce aveți pe suflet fiecare. Probabil veți simți așa că se instalează o liniște în relația respectivă. Oricare ar fi asta, poate pentru unii înseamnă chiar și punct, gata, hai, s-a terminat relația. Poate însemna și asta, dar e liniștirea apelor. Deci finalul ăsta la care ajungeți voi acum din punct de vedere sentimental instalează pacea, liniștea. Aduc aerul ăla proaspăt, aerisiți locul, aerisiți inima. Trageți aer în piept și răsuflați ușurat, cum s-ar zice. Asta a fost mai greu. Probabil de peste câteva zile o să începeți să reparați relația, să vedeți încotro mergeți, dar greu este momentul ăsta de acum. Era greu să spuneți ceva, greu să decideți ceva, greu să închideți, greu să deschideți, greu să terminați, greu să începeți. Oricum era greu. Era o stare de aia de stres, de oboseală, de nu pot. Dar pe semne că vă veți lua așa un pic inima în dinți în acest weekend și vă ocupați de această situație, de blocajul ăsta care exista în plan sentimental, să-l depășiți și să treceți la nivelul următor cu un tonus nou foarte curând. Săgetătorul e decis să rezolve problema din trecut care vă cam apasă. Era o restanță acolo, nedusă la îndeplinire. În orice plan al vieții, la urma urmei. O plată nefăcută, un serviciu pe care l-ați promis cuiva, dar nu v-ați ținut de cuvânt, sau poate altcineva vă era dator cu o promisiune și nu s-a ținut de cuvânt. Trecutul revine așa un pic în actualitate ca să vă ocupați de el. Că asta face Mercur. Mercur iese din pești și lasă un gol acolo. Și golul este de fapt lucrul ăla nerezolvat. Și lăsați loc de a vă ocupa de el. Dintr-o dată apare timp. Ați scăpat de niște alte sarcini, treburi, probleme din trecut și aveți timpul. S-a golit acolo un punct pe lista de zi, aveți acum timp să vă ocupați de asta, pentru că înainte n-ați avut. A fost mare vânzoleală de planete prin pești, care înseamnă că ați avut foarte multe griji pe cap de rezolvat din urmă. Și acum dacă încă un punct de pe listă s-a golit, aici puteți spune, să luați de la capătul listei, știți cum era un tabel cu 100 de puncte, ați eliminat primele 10, mai eliminați încă 10 și acum au mai rămas mai puține, ia să mai iau câteva. Se ridică așa în priorități, în urgență, aceste sarcini și le luați pe următoarele la rând. Că mai aveți și acolo niște treburi nerezolvate și vă ocupați de ele. Lucrurile pe care le-ați promis altora, gen le-ați promis mamei că o să faceți curat în curte, sau o să spălați geamurile
pentru curățenia de primăvară, sau că în weekendul ăsta faceți voi mâncare, sau orice altă activitate pe care, da, n-ați avut timp. Din diverse motive le-ați amânat, le-ați trecut pe linie moartă, că nu aveați starea necesară, resursele necesare, dar acum le aveți, fără Mercur acolo, ziceți, măi, dar eu am promis cuiva, cândva, ceva, oare ce? Și le luați din nou așa la bani mărunți și vreți să vă eliberați de promisiunea asta. Și o să vă simțiți bine. În primul rând, îi faceți o bucurie celuilalt, că n-ați uitat, că așa crede, că ați uitat. N-ați uitat, era acolo, dar n-aveați resursele. Și după aceea vă veți simți voi foarte bine că ați avut activitate, că s-ar putea să vă placă ceea ce faceți. Depuneți efort, poate chiar un efort fizic, dar iese de minune. Și într-un fel poate e mai bine că vă ocupați acum de această situație, că spuneam că iese de minune. Poate înainte, cu atâtea pe cap, nu iese așa de bine cum iese acum. Încât acum ideal ar fi să vă uitați pe agenda voastră de sarcini la una din activitățile pe care tot ați trecut-o pe linie moarte din diverse motive și acum să vă ocupați de ea, că o să iasă de milioane. Capricornul are un mic regret sau un mai mare regret, cine știe, un regret care vă macină. Vă revine în minte, în memorie, în amintire o ceartă de odinioară, niște vorbe aspre spuse de cineva, o jignire, niște vorbe dure, ce să mai vorbim. O veche dispută, poate se reactivează o veche dispută. Și descoperiți acum, odată cu intrarea și a lui Mercur acolo în berbec, că rana aia nu s-a vindecat, că e acolo, că vă doare încă, că n-ați uitat, că n-ați iertat. Poate, da, se realimentează supărarea asta voastră de odinioară, regretul. Ba, s-ar putea pentru unii să fie reluarea, cine știe pentru a câta oară, a acestei situații tensionate. De orice natură ar fi ea, dar la origine a fost o dispută, a fost o neînțelegere, au fost niște vorbe aruncate, niște orgolii descătușate, niște încăpățânări, o luptă. Dar ori e o luptă care se repetă iar și iar și tot nu ajungeți la un consens, ori se realimentează disputa de odinioară. Se pare că nici unul, nici altul din taberele astea adverse n-a uitat, n-a închis capitolul, n-a depășit starea aia de frustrare și de supărare și revine în suflet cu aceeași asprime situație. Dar poate vine ca să vă ocupați odată și odată. Poate e timpul, da, vă mai ciondăniți odată, vă mai certați odată, vă mai luați odată de guler, dar poate acum a venit vremea să se clarifice, hai să zicem, câștigătorul. Sau pierzătorul, dar pierzătorul s-ar putea să fie un mare înțelept. Ceva de genul cel mai deștept cedează. Că sunt orgolii acolo foarte încăpățânate. Doi căpoși se ceartă, două căpetenii de oști, dar cu aceleași pretenții la victorie. Chiar dacă vă doare, chiar dacă nu vă place, da, și voi aveți încăpățânarea voastră foarte bine conturată, s-ar putea să vă dați seama că singura soluție pentru a se ajunge la o înțelegere este abandon. Acceptarea înfrângerii. Dar nu o veți face cu jenă, cu rușine, cu resentimente, ci cu înțelepciune, zicând ce rost are să mai ducem mai departe conflictul ăsta până în pânzele albe, că se pare că nimeni nu cedează. Sunteți două roci care vă ciopliți una pe alta. Și probabil ați tot încercat să-l dominați pe celălalt, să-l scoateți din circuit. Și când vedeți că celălalt o ține pe-a lui, ego-ul lui, cât casa, o să ajungeți la concluzia că cel mai bine este să-i dați lui câștig de cauză ca să vă liniștiți voi. Vărsătorii,
La capitolul relațional s-ar putea să simțiți o energie nouă. Foarte posibil ca o relație pe care o aveați cu cineva și care se cam rigidizase așa, se răcise, apăruse un dram de neîncredere acolo, de rezervă, îndoială, suspiciune. Vă trata ciudat acest om. Vă trata poate cu un dram de posesivitate. Bun, poate această persoană chiar vrea să fie el musai deținătorul absolut, inclusiv a voastră, probabil. Vroia să vă aibă, să vă dețină, să-i stați în ghiare, așa ca un bun. De-aia mă gândesc la posesivitate. Dar nu mai tolerați situația asta. Poate o relație în care vă simțeați ca într-o capcană, o relație în care erați simplu executant, în orice plan al vieții, o relație în care nu prea aveați libertăți, nu vi se respectau drepturile, nu vă era prețuită valoarea, contribuția, vă simțeați dominat, redus la tăcere, un sclav pe o moșie, dar acest mercur care intră în berbec acolo pentru voi sună marea deșteptare, marea eliberare. Parcă prindeți dintr-o dată curaj, tupeu, să luptați pentru drepturile voastre, să vă rupeți de sub jugul sclavagist al acestei persoane. Că-i persoană, că-i situație, erați prins în mreje, o datorie financiară, nu puteți scăpa de ea, un șef despotic care vă chema și în weekend la serviciu. Deci era ceva care vă obliga, o mare obligație. Dar energia asta de berbec ce se resimte de câteva zile v-a deschis mintea și v-a dat curaj. V-a dat curaj să vă ridicați, să vă revendicați drepturile, să nu mai acceptați dominarea celuilalt, că simțeați că faceți compromisuri peste compromisuri de frica celuilalt sau ca să fiți la cheremul lui. Clar că nu o făceați de drag. O făceați că trebuie, că e musai, că altfel puncte, exista o mică pedeapsă acolo. Dar acum nu vă mai e frică nici de pedeapsă, nici că vă taie cineva capul, nici că sunteți pedepsit. Nu. Vă ridicați pentru dreptul vostru, ăla care v-a fost încălcat de cel care v-a ținut în chingi. Undeva tot vi se spunea, nu-i voie, n-ai voie, faci cum zic eu. Astea sunt condițiile, clar, condiții defavorabile în care tot ați simțit că sunteți redus la tăcere, că nimeni nu vă aude, dar acum cineva vă aude. E ziua eliberării pentru voi, ziua războiului de independență în care nu mai puteți fi nici dominat, nici pedepsit, nici obligat să faceți ceea ce nu vreți să faceți. Chiar dacă asta ar însemna să păreți în fața acestui om cum nu sunteți voi de obicei, s-ar putea să vi se pună o etichetă gen obraznic, tupeist, nesimțit, deci poate fi, pentru că nu-i mai faceți pe plac acestui om, reacția lui este aceea de a ataca cu violență verbală, probabil. S-ar putea să vă așteptați la niște etichete la adresa voastră, dar ce ați făcut voi nu e altceva decât să vă revendicați drepturile proprii. N-are decât celălalt să spună despre voi ce-o vrea să spună. Și am ajuns și la pești, care gata, a mai ieșit o zodie de la voi, o planetă de la voi din zodie, dar care poate fi un beneficiu la urma urmei. Parcă mai scăpați de tensiunea aia în care ați trăit o vreme. Nu uitați, ați avut perioade, care a fost perioada undeva, între 9 și 20 martie, iată, ați avut și 4 planete aici. De azi înainte aveți doar 2. Parfum, frate! Mai respirați și voi, vă mai liniștiți. Și cine? Tata și mama, Jupiter și Neptun, guvernatorii voștri. Parcă aveți timp să vă mai rezolvați și voi din niște treburi pe care n-ați reușit înainte. Se echilibrează niște liste de sarcini în viața voastră.
Că înainte erați prea stresat, prea ocupat, plin de griji, plin de treburi. Aveați o agendă plină de rezolvat. Și acum, cu un dram de calm, de cumpătare, așa, de stare, de bine, începeți și voi să vă mai relaxați, să mai respirați un pic, parcă e un aer proaspăt așa care intră în viața voastră, că v-ați eliberat. Și numai că v-ați eliberat, dacă tot v-ați eliberat agenda, s-ar putea deja să căutați alte activități pe care să le înlocuiți pe cele tocmai eliminate. Dar poate găsiți altfel de preocupări decât acelea care v-au măcinat, v-au dat peste cap. Ați fost destul de stresat în ultima vreme. Rămân cei doi guvernatori ai voștri, minunat, și o să tot fie mama și tata acasă, cum spuneam. Dar mama și tata cer de la voi în continuare. Și de aia s-ar putea voi să faceți un fel de retrospectivă deocamdată la ce ați dus la îndeplinire. Bravo, bine că le-ați scos de pe listă. Și deja vă gândiți de ce să vă apucați nou, interesant, să aduceți un plus de noutate în viața voastră, că nu puteți sta degeaba când sunteți atât de bine susținut de cei doi guvernatori. Foarte posibil voi să găsiți o altă activitate, o altă provocare la orizont. Ceva palpitant, interesant, dar pe care vreți să o faceți lent, calm, fără să vă mai dați atât peste cap. Și apar și resursele, și apar și susținătorii care să vă alimenteze acest nou plan. Dar deocamdată parcă sunteți la faza de tatonare, pregătire, analiză, ce să fac, încotro să o iau, analiză retrospectivă la ce ați făcut și analiză în perspectivă la ce vreți să faceți de acum încolo, dar foarte animat de planuri mărețe la orizont. Ăsta este weekendul 26-27, ultimul weekend de martie. Sigur, ne vedem duminică seara cu horoscopul de luni, sâmbătă, nu uitați, horoscopul de săptămâna viitoare, toată perioada asta, horoscoapele lunii aprilie, așa că aveți ce vedea și pe canalul meu de YouTube. Weekend minunat vă doresc!